Ia să vedem unde ne aflăm. La sediul PNL din Sibiu. Deci, poartă mască. Poartă masca de protecție corectă. Îți poate salva viața și pielea. Poartă mască dacă nu vrei să fii în pericol, tu și familia ta. Poartă mască pentru că te protejează dacă ești sigura și vrei să fii în siguranță. Nu te juca cu autoritățile dacă nu vrei să ai probleme. Arafat, Tătaru, Orban sunt autorități care nu au autoritate decât dacă se instituie dictatura medicală. Poartă mască pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poziționează masca astfel încât să-ți acopere gura și nasul. Și să nu fii tentat să muști din guvernanții care nu au eliminat pensiile speciale, care nu pot și nu vor să protejeze pădurile, care au trimis în șomaj peste 1 milion de persoane din sectorul privat, care au clasat dosarul 10 august 2018, care nu doresc să mărească alocațiile copiilor. Poartă mască, arată că îți pasă, nu ca guvernanților pe care îi doare la bască de noi pulimea și care falimentează țara. Campanie de manipulare susținută de guvernul meu. Poartă mască.